Salutare YouTube, eu sunt Robert Toma și astăzi vom vorbi despre cine fură la cântar. Întrebarea zilei este, există vizualizări fake pe YouTube? Cum? Vizualizări fake? Vizualizările astea pe YouTube ci că se vând la pachet, adică în diferite pachete, ca la McDonald's. Ce vrei, meniu mic, mediu, mare? O să vă întrebați, cum adică vizualizări fake? Adică, cum? În plus față de cele pe care le au deja pe canal sau din câte știu și din câte am auzit, se vând în pachete. Pachete de poate 50.000 de vizualizări, pachete de peste 100.000 de vizualizări și pachete de 1 milion, 2 și tot așa. Nu știu cu ce te ajută exact vizualizările fake. Eu nu am făcut niciodată așa ceva și nici nu o să fac. Și nu judec pe cei care au făcut asta, nu despre asta e vorba în videoclipul ăsta, e vorba că nu știu exact la ce ajută, chiar și eu sunt puțin nedumerit. La ce ajută vizualizările astea fake? Un milion de vizualizări, real sau fake? E o diferență între ele? Păi, un milion de vizualizări fake pe YouTube înseamnă un milion de conturi din probabil China sau ceva de genul, de pe niște servere proxy. Sunt foarte curios dacă YouTube bagă în algoritmul lui de sugestii, printre alte clipuri cu același număr de vizualizări care nu sunt fake. Sunt foarte curios dacă YouTube promovează treaba asta acolo și dacă poate detecta treaba asta, nu înțeleg cum funcționează. Așadar, trăim într-un război. Este războiul cifrelor. Cifrelor de pe YouTube. Să vă spun, acum 2 ani când vedeai că piesa ta, după numai o zi de la lansare, are, nu știu, 100.000 de accesări, era ceva wow! Mie când mi s-a întâmplat asta, nu-mi venea să cred. Pur și simplu stăteam așa și zic, bă, 100.000? Poți să faci un test de imaginație să-ți dai seama 100.000 de oameni? 100.000 de oameni au fost la Michael Jackson când a venit în România, gen 100.000. Dar acum, dacă lansezi o piesă și să zicem că n-ai făcut 100.000 în prima zi, sau să zicem că ai făcut 50.000 în prima zi, gen, nu, dar nu e nici rău. E ok, cred. Să ne înțelegem, am făcut acest video doar pentru a vorbi despre vizualizările astea fake cumpărate. Nu mă interesează cine își cumpără, nu despre asta e vorba, să dăm în cap acum ăluia care a cumpărat vizualizări pe YouTube. Nu e despre asta acest vlog, este despre faptul că eu nu prea înțeleg la ce ajută acele vizualizări și că în industrie toată lumea parcă știe despre asta, dar nimeni nu vorbește. Dar suntem în România! Suntem în România! Dacă ai de la 10 milioane în sus, poți să spui că piesa chiar are succes. Deja dacă nu ai 10 milioane de vizualizări, ești... Câte vizualizări ai? 20, 30, 4, 50, 80? Bravo! Hei, tu! Suntem în România, țara în care dacă ai câștigat premiul de, să spunem, cel mai bun artist al anului sau cea mai bună piesă a anului, de cele mai multe ori nu-ți rămâne premiul ție pentru că este un singur premiu și trebuie ca toți artiștii să facă poze cu el, după care să-l dai înapoi, să-l pasezi de la unul la celălalt. Vreau să vă spun un secret, dar să nu spuneți la nimeni. Vreau să vă spun un secret. Ci că ar fi o categorie de artiști mai săraci, și unii ceva mai bogați. Se spune că ăștia mai săraci nu-și cumpără nimic. Ce vizualizări? Nici nu știu ei că trebuie să-și cumpere, că își pot cumpăra și nici n-au bani să facă așa ceva și nici nu cred că ar face așa ceva. Majoritatea dintre ei. Dar ăștia mai bogați. Să zicem că sunt un artist nou și vreau să-l sparg pe Dani Mocanu. Vreau să-i fur topul. Vreau să fiu înaintea lui pe trending. Atunci este foarte simplu, trebuie doar să cumpăr 1 milion de vizualizări. Bă, chiar dacă sunt fake, nu contează acum cum sunt, cum ne sunt. Bă, sunt 1 milion, sunt 1 milion. Eu prefer să fac 1000 de vizualizări decât 100.000 fake. Pentru că aia 1000 chiar m-au urmărit, au dat click și au văzut contentul meu. Ceilalți 1000 n-au urmărit nimic pentru că nu sunt oameni, sunt niște roboți de pe niște servere care mă ajută doar să fac o cifră frumoasă sub videoclip. Nu cred că despre asta este vorba, cel puțin pentru mine. Știu, poate că sunt în urmă, unii ori să râdă și ori să spună, da, mă, ha, ha, ha. Bă, de, e o enigmă. Ăștia care își cumpără, bă, nu deschid subiectul despre asta. Exact, ăștia nu vorbesc absolut nimic, este un secret total. Dar toată lumea știe că se întâmplă treaba asta, de un secret, de ce n-ai văzut. Bă, dar tu de unde... Bă, și acum vă întreb. Bineînțeles, vine și această întrebare. Ce artiști de la noi credeți voi că și-au cumpărat vizualizări?
Nu uitați, lăsați în comentarii și fără hate, nu despre asta este vorba, dar cine credeți voi? Dați subscribe cu clopoțel cu tot ca să fiți printre primii care află noutăți de la mine și să-mi susțineți munca pentru că nu am bani să cumpăr vizualizări. Sunt un artist sărac, se pare. Chiar nu am bani. Ești nebun să dau atâția bani, nu știu cât costă, 1000, 2000, habar n-am. Oricum, nimeni nu vorbește despre asta, nici dacă aș vrea să-mi cumpăr, este foarte greu să aflu. Nu că n-aș avea internet și aș afla absolut imediat. Dar toată lumea se ferește, e un subiect așa tabu, e subiectul ăsta, bă, ce, cum, Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, follow la Robert Toma Oficial și să lăsați comentariile voastre acolo jos la YouTube și subscribe cu clopoțel.